explică unii cum e cu tradițiile în toate țările membre NATO. A, ce plictiseală, șef. Mm. Hai, să aud care merge. Mârlanul, șeful. Mârlanul trebuie să meargă pentru că el este cel mai țăran dintre toți. Îl recomandă și fața. Și numele. Ce? Nu merg eu, șeful. Ce? Păi ce? Mă plice la folclor de asta? Și pe urmă, dacă pune niște întrebări despre folclor, ce vrei să fac unitatea de maro? Să meargă ciuretic, că el e țăran autentic. Mamă, ce ți-a zis? Pleacă de aici. Ce sunt? Mârlane! În sensul bun al cuvântului, domn caporal, sunteți în țăran în sensul etnografic. Și cuvinte, mă, bine, și că sunt Mariana Muranescu. Ce faceți? Dați într-o femeie! Da. Păi, potoliți-vă că vă crăp pe amândoi. Dar din ce să mă potolești, șeful? N-ați auzit ce ocăt mi-a dus? M-a făcut când etnograf, când Murioara Murărescu. Dar ce e asta? E bagiocoră! S-a adus pe naiba. Nu-i. Chiar are dreptate. Tu te pricepi la folclor. În plus de asta, pe el nu pot să-l trimit. Că acolo e cu porceluș la tavă, cu berbecuți. Păi tu îți dai seama că ăsta le mănâncă toată mâncarea? Berbecuți, domn capul, aici berbecuți? Sau să pipăie folcloristele de la spectacol? Folcloriste! Cum ăștia fără urechi? Au, șeful, nu mai am urechi! Chemați-o folcloristă să mi le dezvolte ca pe salăți așa! Ca să nu mai spun că ăia vor să facă poze cu fiecare soldat în parte în costumul popular al țării din care provine, pentru albumul NATO. Deci, arată umflatul ăsta a manechin, Chiorete? Vă mulțumesc, șeful! Mă duc eu! Eu mă sacrific! Vă mulțumesc că m-ați ales! Lasă că mă sacrific eu, Chiorete, pentru ce sunt prietenii! Vrei să afle de Zirga că te-ai la folcloriste, a? Da, să afle că n-au scarut ca Mărioara Mărăștiți! Eu trebuie să mă duc, care cunosc cu toți că eu sunt un țăran autentic! Uitați-vă la mine! Dacă nu, ce mama, dacă pun și șapca ca Chiorete, așa ia uitați! Ha? Ziceți că și nu mănânc nimic, vă promit! Că e și mai mare rușine, stai de vorbă cu folclorista și râgă ea purcel cu... Codița trădiți, păi e frumos. E, adică de ce să nu merg, mă, adică de ce eu n-am... Eu merg, că sunt amurea! Gura! Gura, trașcă, taci! Atacu, șef. Gata, șef, l-am potolit. Dacă e așa mare concurență, eu zic să meargă cel care chiar merită. Așadar, care dintre voi mă convinge că le are cu tradițiile, ăla merge. Aveți 3 ore. 3 din câte, șeful? Bogoașă, vreau să vorbesc ceva cu tine. Dar eu vorbesc cu el. Dar eu ce are dacă vorbesc? Adică? Păi uite așa bine, eu am zis primul, eu vorbesc cu el. Dar poți să vorbesc și eu? Ieși afară! Și tu, trașcă! Dar ce râzi, Gogoașă? Așa e puraș, ce trebuie să fac ca asta? Ce lințește acum, că dacă îl trezești pe ăsta mic, te umor. Lasă-l, bă, naibii, încolo de costum popular, că n-avem de unde să luăm de la. Da. Și mai e și o grămadă de bani. Zi ceva așa mai simplu, ca să putem concura de la egal la egal, nu? Și fair play, pupăză. Fair play, Chiorete. Da, șeful decide. Exact. Păi atunci învățați niște mișcări de dans popular. Călușarii, spre exemplu, că e simplu. Cum dansa Andreea Marin.
Bă, asta nu e o idee rea. Merge, nu? Merge, popăză. Bun. Păi atunci, scoate niște bani. Pentru ce? Să ne luăm bețe de căluși și argogoașe. Hai! Doar n-ai vrea să ne prezentăm la Hore fără recuzita mai de bază. Bine. Dă-i mai bine coace pe toți, chitrosule. Că cine știe cât e un băz din ăla? Că eu-mi iau din ăla original, bă, nu vreau făcătură de 2 lei. Da? Ca să mă inspire. Și eu la fel? Hai, marcă banul, că ăia sunt numai ai lui. Mi-au luat tot! Cum mă? Tot, tot? Tot, mârlane, tot, absolut tot! Păi și cu ce mata mai mi-au costum popular, mă, tâmpitule? Ce mă interesează pe mine, bă? Du-te și cer-le la bestiile alea! Sau lui șeful! Sau mai bine du-te la cerșit! Parcă ziceai că nu ți-ai costum, mincinosule. Și tu parcă îmi ziceai la fel, pupăză ingrată ce-mi ești. Deci ești murdar deja, a? Ca și tine, bă. Bine. Vedem noi care pe care. Vedem, pupăză, că doar n-am orbiteră. Hai și vezi cum faci cu ăla să mă lovești. Vei și tu la boata aia, să nu dai peste turloaie, că nu știu ce-ți fac. Mă scuzați, n-ați vrea să mă împrumutați niște bani până la... Mârlane, dacă ai venit cu cerșeala, ai greșit adresa, nene. Du-te la Becali să-ți dea bani. Exact, bă. Hai du-te, că uite ce față de cerșetor ai. Te umpli de bani. Hai, bani, plec! Mane, 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 mane. Papa, ce-i cu tine tata aici? Bună ziua, la Nea Gigi a venit și eu. Ah, la Nea Gigi, în ce problemă? Să dea și mie niște bani, că să-mi vai de capul meu. La ce poziție? Eu, doamne, mă, cum adică? Pe listă, tataie, la ce poziție ești? Care listă? Oh, nu ești pe lista de așteptare. Păi ce crezi, tataie, că e singurul cercetător care vrea bani de la Nea Gigi? Hai, zi numele să te trec, hai. Chiorete, ăsta, pupă, Chiorete pupăză. Chiorete... O fază. Gata. Ești poziția 672. Dar eu zic mai bine să te duci acasă și întoarce-te mata în octombrie, că până atunci nu-ți vine. Octombrie! Da, și mie un bani. Ca să... Intră! Da, și mie un bani. Dă-și-mi un ban! Dă-și... Ia, tataie! Bă, da proste, tată! Auzi, dar cine ți-a dat matale drumul în unitate? E, niște nemți! Madame! Un cerșetor a intrat în unitate! Unde, șeful? Uite-l, mă, încolo! Uite-l pe el! Imediat la dumneavoastră, da. Mârlane, a intrat vreun cerșetor pe aici?
Ce cerșetor, bă, v-am dat la noi în unitate, ai ciocănit ceva? Eu m-am scus, dragă, dar... Au. De ce pătastea pupă, zei ingrată? Bine! Păi, nebun! 500 de mii? În mai puțin de un minut? Exact, bă! Hai, du-te, că uite ce față de cercetor ai! Te umpli de bani! Hai, spari! Plec! Moșule, sunt unii care au și câte 10-15 cerșetori aici la Năgigi la poartă. E o adevărată industrie aici, oamenii vin aici ca la servici. Azi bine, și când dă, cam cât dă? Depinde de fața cerșetorului, 100, 2, lit. Pe euro, tata, e Năgigi, nu umblă cu firile aia. Și dacă ai un dosar de bală pe tot, poți primi 2 lit. 3 euro. Intră! Ce s-a mai întâmplat, mă? Iar joci teatru să le faci probleme la caporali? Nu, să trăiți, am un decaz mare în familie. Tilica. Ce-i cu el? L-a descoperit că e bolnav, are o boală extrem de mortală. Ce boală, mă? Nu știu, șefui, e așa de rară că nici doctorii nu știe cum se numește. Mă rog să-i zicem generic, boala lui Tilica. Dar ce face? Ce... Păi, că nu face, șefu. Nu face, e constipat o lună. Și dacă nu-l trimit în China să-i facă ea crismă, moare. Ești nebun? Să nebunești, șefu. Și am venit să vă rog să-mi dați niște bani cu promot, că să iau bilet de avion, că pot să-l trimit pe jos, că-l jenează la mers. Ai noroc, că mie milă de Tilică. Vă mulțumesc, șef, sunteți... Da! Erați mutatul la... Bine, păpăză, te are și eu ți-a răbut al recu. Haide, șeful, nu-i așa că ești cel mai tare de la călușarii? Păi ce credeai, mă, pupăză, că tu mă înfrângi pe mine cu una, cu două? Păi dacă vrei să jucăm murdar, jucăm murdar, pupăză. Ia uite. Stai dracule, un loc mi-a căzut. Băi, ia, stai, băi. Haide, bă, haide. Ți-a dat așa, pur și simplu, banii? Normal, fraiere. Mă rog, m-am prefăcut puțin că sunt amărât. De fapt, eu chiar sunt amărât. Dar vreau să zic că mai m-am îmbrăcat așa, mai sărăcăcios, mai prăpădit și... Acum a ieșit pe poartă 300 de euro. 300, madame! 300, trașcă! 300, fă, panaramo! Stai, mă, puțin, că nu mai înțeleg nimica. Ți-a dat 300 sau ți-a dat 300, 300, 300, adică 900? Cât ți-a dat? Mi-a... Nu, nu, nouă trașcă, vă dați seama câți bani să fac acolo? Nu, uite, uite, 900, vezi? Da, vedem că-s 900, dar noi n-avem fețe de miloci, cum să... Că e o față de miloc, mă, nenorocitule. Nu, 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 n-am vrut să spun asta, dar noi nu ne pricepem. Las că vă văd eu! Eu de ce sunt aici, mă? Vă văd eu că am luat lecții de la unul, un profesionist, un cerșetor de-asta profesionist. Ăla, auzi, bă, și-a deschis școală, mă, de cerșetorie. Paolo, așa profitabilă e afacerea asta, mă, nene. P-
Păi tu ce crezi, mă, vandame? Doar a ieșit pe poartă. Becarii, pac, mi-a trătit 300 de euro. 900, n-ai zis că ți-a dat 9? Trași ca ochii, mă, monstru. 9, mă, tâmpitru, de-aia vă zic că ăsta intră de sute de ori și iese de sute de ori pe poartă. Dacă mie mi-a dat 9, voi care sunteți 3, puteți să luați de, chiar de 3 ori mai mult. Îți dai seama? Ziceți, vă băgați? Hai că vă fac și discount, să mă rău, vă iau numai 90% de... Ha? Tot eu o să merg câine! Păi eu, piena! Dacă o să mai ai picioare, mă! Ce tu mâi, mă! Ce faceți, mă? Alegem cine să meargă la seminarul de folclor, șef. Ia uitați! Nu mai e nevoie, mă, lasă că mă duc eu. Voi, fugamaș la spital, că dacă vă vede cineva halul ăsta, zice că eu v-am maltratat. Ce? Dă-i drumul, fugamaș, hai! Îmi pași de dans, șeful? Hai, cum o fi? Hai, chiurete, fuga! Să iau muzica, să mai exersăm. Ia, că poate prindem ceva în salon. Pătrei șeful. Când vine mă ăla, că eu-mi scot mâna că mi-a amorțit. Lasă-o fai acolo, că dacă ne prindeți Bărădescu, că facem la mișto, ne bate la desunapa în cap. Nu vă spărați, nu știți unde este spitalul Sfânta? Ce căutați mă aici? Să treci, domn caporal, știți, noi tocmai vrem să... Băi, voi doi, ia veniți încoace. Noi? Voi doi, veniți încoace, m-ați înțeles? Am... Așa-am... Cum vă cheamă, băi, zdrențelor? Pupăză! Cărete! A, băi, sunteți și pe listă. Cărete? Păi de ce n-ați venit, băi, băiți, direct la tăticu? Că voi sunteți eroi, băi, pac, pac. Da, sunt... Da. Da. Ia, luați de aici 10.000 de euro, că n-am dolar la mine, m-ați înțeles? Păi, ia mâna! Și dacă mai aveți de voie, mă căutați, știți voi unde, m-ați înțeles? Haide, băi, bagă gaz de drumul. Vă dărăiți? Bă, ce noroc are unii, mă! Banul la ban, trage, vezi, mă? Ardiți-ar focul, gogoși! Rămâneți cu noi, revenim imediat. Aranjați-vă și voi puțin, că uite, chiar tâmpitul ăsta. Acolo s-am pus. Ce-i fă capul ăla tău? Aranjați-te și tu la părul pic, parcă ești, bă. Hai! Au, rana mea! Au, ce legă! Au, schija mea! Au, șeful! Să ne trăiți! Ce căutați voi la partea lui Gigi, mă? Ne-am noi... Caută, n-am venit ca... Dar dumneavoastră ce căutați aici? Rane, eu am venit să-i aduc 10.000 de euro luați de niște idioți. Deci, voi, ce faceți aici? Noi faci, noi nu faci, noi... Șeful, noi am venit să strângem ajutoare financiare pentru Tirica, care-i constipat, v-am zis, trebuie să-l trimit la mama dracu. Rane, am vorbit eu cu el adineauri și nu mai este. Ba din contră, este deranjat la stomac pentru că a mâncat corcodușe. A mâncat corcodușe. Deci ce faceți aici? Da, sper că... Deci noi ce faceți? Am venit să strângem ajutare pentru Tirica, care a mâncat corcodușe și strica la stomac. Să cumpărăm un purgativ care să-l strângă la stomac, nu mă? Da. Thank you.
nu-ți dai seama că ăsta le mănâncă toată mâncarea? Bă, Nele! Nu! Nu te auzi! Nu te auzi! Ai dreptate! Acolo e cu purceluși la tavă, cu berbecuți. Păi vrei să le mănânci asta toată mâncarea? Berbecuți? Da, nu te mai bâlbâie. E mai ușor să te mai bâlbâie. Da? Berbecuți? Nu, să faci așa? Cum îmi stă domn capra, mi-a lăsat perciunii să vii? Nu, berbecuți! Tu mă stai afară, Ulrich. Nu că-ți mai simpatic? Au, inima! Chemați-o flăcloristă, șeful, să mânghi! S-a mânghie berbecuță! Era acoperită, da? S-a macar băneale cu să-mi pună niște treburi! S-a trăit șeful! Mă scuzați că vă întrerup, dar am considerat că e de datoria mea să vă informez că am demarat procedurile legale de recuperare a sabiei strămoșului meu Ștefan de la turci. Am și trimis documentele oficiale la Muzeul Topkapı din Turcia. Eu v-am adus o copie ca să vedeți pentru ce mă lupt. E mare excepție, mă. Ieși. Ieși! Bună ziua, permiteți? Ce faceți, nu ne mai demolați? Nu, momentan s-au sistat lucrările. De ce s-au sistat? Am descoperit un sit arheologic. Sit arheologic? Sigur, uitați ce am găsit într-o groapă. Da, mamă, dar eu la alea nu mă uit, că te iubesc mai pe tine. Băi, ați auzit bomba? Nu scalțone, ce? Ți-ai mai băgat un rând de silicoane în fund? Ești simpatic deloc. La castelul Lubran s-a găsit un act, un document. Am văzut. Ăla, ăsta e șansa noastră. Vă dați seama ce înseamnă asta? Da, că mai faci tu o nouă escrocherie. Că dăm lovitură definitivă și irevocabilă. Dacă profităm de descoperirea ăla, facem o mare afacere. Urmărește-mă cu atenție, da? Mm-hmm. Eh? Zi. Unde te duci, mă? Zi, mă, că te urmăresc. Zi. Șefa, îmi pare rău că zic, dar șeful tău e prost o dată și jumătate. N-ar trebui să zic, dar e păcat să nu o profităm de șansa asta. Dacă aia zic că Țepeș e Dracula ăla, că... Scalțone, Țepeș nu are nicio legătură cu Dracula. E o minciună sfruntată. N-are nicio importanță. Dacă tot Europa îl știe așa și iese bănuțul, lasă să fie așa, da? Ascultă-mă. Aia zic că harta lui Țepeș indică un cimitir secret în zona asta. Și noi avem o hartie deja că zice că ăsta e un sit arheologic. E? Dar nu vrei să... Știam eu că nu ești numai frumoasă, ești și deșteptă. Băi, șefa, băgem 2-3 oase în pământ. Fac eu rost de ăsta, că e meseria mea. Și dacă facem o casetă de prezentare, ne umplem de bani. O să vine toată lumea din toată planeta. Ce zic toată planeta? Tot universul, cum zice idiotul ăla grasă. Se viziteze cimiterul de la Dracula. Mă ajut? Dar să nu zici nimic la prostul ăla de șosul tău, că ăsta ne încurcă șocotelile, da? Așa, șefa. Hai. Ia zi. Cum ți se pare noua mea coafiură? Mă întinerește? Ah, nu pot să cred că ai făcut și tu! Ce să-mi fac, mă? Bistrui! E
ultima modă. A zis dârță. Ești super trendy. Arăți ca o ștrengăriță. Zi-mi unde ți-ai făcut că vreau să-mi trag și eu câțiva. Bă, nebună, sunt... Știu! Tatuaje semi-permanente! În fond, dacă îi spun adevărul, par toantă. Mi-au făcut aia de la muncă, pentru o misiune. Undercover. Ești o norocoasă. Îți dai seama, te-au scutit de o cârcă de bani. Emma, te rog eu frumos, vrei să vorbești cu doamna aia să-mi facă și mie? Că o să o cinstesc. Iepuraș nu se poate, oprește-te. Gata. Zi mai bine că nu vrei și gata. Ți-e frică să fie și alta trendy ca tine. Îți este frică de concurență. Ați auzit, mă, ce a zis la televizor? Ci că Dracula a avut un cimitir secret paci pe undeva. Vlad Țepeș, domn caporal, nu Dracula. Trașcă, e tot aia, mă. Mai pune și tu mâna pe un DVD. Bă, mișto ar fi să fie chiar situl arheologic pe care l-au descoperit ăia cu calea ferată chiar la noi în curte. Nu se poate, domn caporal, că situl ăla de fapt era... Trași, mă, că ar fi marfă. Îți dai seama, să vină toți regizorii ăia de la Hollywood, că să ne filmeze, păi, sau chiar dacă n-are timp să-l trimită pe Borat ăla să... Mai tare ți-ar botul al dracu, mușcă-ți limba aia de râtan, nu e zdravă la cap, cum adică, bă, să avem noi unitatea deasupra la un cimitir de vampiri, nu e zdravă. Conform hărților descoperite recent la Castelul Bran, în acest perimetru, renumitul Vlad Dracula își judeca victimele. Chiar în acest loc, la 1460, au fost executate mai bine de 35 de persoane, conform osemintelor găsite în groapa comună. Vom merge mai departe. Ce-a zis? N-ați auzit, dormind deasupra la un cimitir, sub noi e mort. Iată, se întâmplă exact ce vă spuneam. Spiritele victimelor sângerosului conte încă mai bântuie aceste locuri, îngrozind chiar și dita mai militarii NATO. Eu mă duc să dorm la mamei! Eu mă duc să dorm la fratul la tilică, chit că fac cacalul toată noaptea! Să fugim! Nu, stați aici! Că dacă suntem mai mulți și suntem uniți, n-au cura să ne atace! Trebuie să trecem cu bine noaptea asta și mâine dimineață o să chemăm un exorcizator din ăla ca să ne scape de necaz. Da, să fim curajoși! Da! Stai! Bună ziua, doamnă! Vă rog frumos, faceți-mi și mie legătura la cabinetul de implanturi, dacă se poate. Mă rog, cum îi spuneți dumneavoastră la chirurgie estetică acolo? Cum să n-aveți, doamnă, cabinet de chirurgie estetică? Păi dumneavoastră, unde schimbați fețele spionilor? Hă? Toanta naibii! Salut! Ce mai vrei, mă? Am venit să ne împăcăm. Nu știu ce m-a apucat mai devreme. N-are nimic, lasă, stai liniștită. Uite ce ți-am adus. Sunt pentru tine toate. Nu, mersi, nu mănânc, sunt la regim. Dar mănâncă tu că știu că îți plac dulciurile. Și eu sunt la regim, așa că nu servesc. Dar te rog frumos, dă-mi și mie numărul doctorului care ți l-a făcut. Mă, iepuraș, nu mi-a făcut nimeni nimic, mă. Sunt bube. Mi-au apărut de la bomboane. Este o alergie. Mă mănâncă de-mi sar ochii din cap. Nu știu ce să mai iau, cu ce să mă mai dau. Tu crezi că eram atât de nebună încât să fac tatuaj cu pistrui? A? Cum adică de la bomboane? Mă, simplu, am mâncat niște bomboane de-astea de ciocolată la ziua unui coleg și cred că erau expirate. Auzi? E proască! Mă
vă spuneam, noaptea activitatea spiritelor se intensifică. Seta de sânge le face să se năpustească asupra oricărei ființe vii care le este în cale. Dacă acești neînfricați soldați NATO sunt îngroziți, vă dați seama cum vor fi turiștii și amatorii de adrenalină? Și tat! Ai zis? Că ești noibii din gură, cum să le zic? Vrei să ne ceară parte? Ăștia trezesc spiritele cu documentarele lor, idioate! Știi tu, mă! Are dreptate, domn caporal! O să trezească spiritele cu lumina de la cameră! Băi, mai terneați, mă, naibii, cu prostiile! Și nu mai tremurați așa! Că dacă simt alea că ne e frică, ne mușcă de nu ne vedem! Că e ca la câini! Hai, urcați-vă! Mai fără frică! Hai, demni, curajoși! Gata, l-ai terminat! Eu nu mai dorm aici! Nici eu! Păi și unde să ne ducem, Gogoașă? La iepuraș, în cort! Corect! Nu! Nu mă lăsați de aici, vă implor! Nu vreau singur la vampir! Nu! Taci, disperatule, că te lungi pe tine! Taci! Voi mă luați, dar Zuzaia de iepuraș nu mă primește înapoi în cort, că tot certat sunt cu ea! Nu vreau! Lasă, trașcă, că explicăm noi cum și-a de situația și o să înțeleagă că e un caz de forță majoră! Da! Cu alea dânească mai sfaria tot! Să nu-i greu la bine! În nas! Dacă respir și greu noaptea! Mă rog! Păi normal că nu mai are nevoie de tine, Trașcă! Că te-am locuit cu astea! Ia mâna, că astea-s pentru caporali! Cărete? Nu, pupăză, că sunt algebric la bomboane. Mă rog. Pentru caporali, da? Caporali, avem și noi o problemă și vrem să... Ce aveți, mă? A pus senat-o, a mușcat-o și s-a transformat! Acum mă credeți, idioților! Ia zi, mă, fratule, nu mai vrei să vină pora să ne filmeze? Vreau la bunicul, că bate cioro. Trebuie să mergem și la fete, mă, să le avertizăm, nu? Da, corect! Ei, eu mă duc la Emma să o avertizez, da? Hai, doi, bă, bărbați! Emma, treziți-vă! Emma, treziți-vă că... Ăștia sunt idioți? Iubita mea! S-a dus bandamele! Gata! Auziți? Dar poate că Dezinica încă nu e... Dracu, să nu fie deșteptule, că doar doarme în același pat cu vampirița și ăștia se mușcă între ei în serie. Și paralel, domn caporal, că am văzut eu Blade 2 se toarce. Da, dar poate n-a apucat încă să o... Dați-vă-ți la o parte să-mi salvez iubițica. Nu, mușcă-ți într-o... Lăsați-mă! Fată, cred că mi-a înțepenit gâtul. Am cărcel, fă ceva! O, nebună! Lasă-l, mă, unul să ducă la ghică, poți!
mamă. Hai mai repede! Au! Ce faci, fată? Au! Dai, mă, stai. Stai că nu vă... Păi mă doare! Mamă, dacă mai intră și-o dată aici, eu mă! Asta e! Sunt pierdute! Bă, și dacă nu ne organizăm apărarea, o să fim și noi! Domn caporal, cea mai bună apărare e atacul! Dacă nu te lași să te omoare, nu te lasă să trăiești! Sau, mă rog, moarte bestiilor! Da, moarte bestiilor! Auziți, bă, dar pe Dezirica nu mai putem au lăsat câteva zile, că poate n-a apucat să transformă. Gata? Da! Să înceapă dansul. Mă rog? Adică să trecem la acțiune. Auziți, da? E musa să începem cu iepurași? Trașcă, dacă ești sentimental, rămâi aici, nene! Ce ai avut, mă, cu el? Era veriga slabă. La revedere, drum bun! Să mergem! Stai, dracu, să nu-mi împingi ăla! Ce faceți, mă? Unde sunt ceilalți? În cort la iepuraș. Ține-ți-vă, eu te-am forcanul, că unde să bate asta, mă? Băi, țineți-o bine și atenție să nu vă muște! Nu mă scăriți? Farocului, chiară! Ce faceți, mă, aici? Ajutor, Iepu! Ăștia au înnebunit! Poți să-mi vină la mine? Mă, voi v-ați îmbătat? Dați-i drumul imediat! Dați-i nebunit, șeful! Metaflorii vorbeam, păi ce vreți să vă suc asta? Tot ce aveți în sânge! Ce, mă? Dați-i drumul imediat! Că vă omor, dați-mi renumără ce știți să vezi! Băi, dacă mai aud o vorbă, vă omor eu pe toți, m-ați înțeles? Hai! Suntem înconjurați! Să ne împărțim în grupe de luptă! Hai, hai! Că ce băia? Vreau să-i spar școala! Revenind la locul unde se afla cimitirul propriu zis... Șefa, fugiți că vă mănâncă vampirii! Hai, să nu-mi zici de data asta că nu i-ai zis, dar foarte bună ideea. Nu m-am gândit la ucidere un vampir. Hei, continuați, băieți, că trebuie să filmez încă. Băi, și fetele sunt foarte bine machiate. Meritați un premiu. Uitați-vă, banii pentru voi. Adică ne dai bani ca să filmez când le omorâm? Normal! O să ies o opera de artă. Și dacă vindem afacerea, vă dăm și mai mult. Că e nebunit, vrei să filmezi crime? Termină, mă, cu idioțenile! Nu vezi că facem un film documentar? Mimăm tot! Avea dreptate ăsta că ești un tântălău și jumătate! Auzi, dai atâte tu la dormitor că ne cam fi din producție, da? Hai, băieți, să facem scenă crimei în beci, că e mai sinistru! A, nu că mi-e frică de beci! Hai, mă, că ne dă bani, bă! Hai, dacă ne dă bani! Rămâneți cu noi, revenim imediat! Thank you.
Armele jos și față la peretă. Dar ăștia cine mai sunt? Oamenii mei. 012, de ce filmează? Pentru că ăsta este agent străin și trebuia să filmeze execuția mea. Să ducă dovadă la șef. Nu sunt agent straniero. Nu, ești român jet pe jet. Serios. Luați-mă, luați. Hai. Vă mai arde de execuția. Acum vă mai arde. Jur că nu mai fac nicio afacere. Devin cel mai cinstit italian dintre români. Și dacă ne ajut, îți scad din chirie. Mi-o anulez de tot, patroane. De tot, de tot? De tot, mă, de tot. Și mai dai și bani de la tine. Bine, ți-o anulez de tot și îți dau și bani de la mine. Ne eliberezi? Vă spun eu că nu era sepepiști. Era vampiri, idoși, mascați. Mascați ca să nu se vază idoșenia, bă! Păi și de ce ne-au adus aici? Ce, nu puteau să ne muște acolo? Acela e sanctuarul lor. Vrea să ne jerflească. Cam blei! Conform hărților descoperite recent la castelul Bran... Mamă, stare să trimiți la un direct. Nu pot, la știri nu-mi place, nu-mi place la știri. La știri, că nu-mi place cu știrile, nu-mi place. La unica știre? Fi sigură că nu-ți dă mai mult de una. Ia mâna după Coreea! Ia mâna după Coreea! Lasă că aia, acolo în spate, ei sunt fricoși, le e frică de bomboane. Lasă că mănânc eu! Bomboane cu usturoi, e excepțional! Șeful, dar cea mai bună apărare e atacul! Bă, cine nu te lasă să te trăiască, nu te lasă ca să mori! Și viceversa! Moartelor! Moarte bestilor! Moarte bestilor! Băi, pupăză, mă, iar mi-i curci! Șeful, cea mai bună apărare e atacul! De-aia zic, pe cine nu lasă să te moară, nu te lasă să trăiești! Moarte bestilor! Moarte bestilor! Moarte... Ce imagine! Statură! Păi vreau, șef, vreau să-i fac, dar nu pot! Că vreau să-i trec în adresă Mărlanu Ferdinand I cu ceritorul. Și nu mă lasă calculatorul să trec atâtea nume. Minți, păgarule, minte șeful. Ce, e softică că mi-am găsit eu nume mai șmecher ca lui și nu vrea să scrie. Ce? Și în plus de asta nu mă lasă să-i trec nici coadă de maimuță în adresa de mail. Dar ce să treci mie coadă, mă? Ce să treacă mie coadă de maimuță? Ce, smărâză toți spre unitate că am coadă de maimuță? Băi, capsomane, înțelege că fără coadă de maimuță nu poți să-ți credezi adresa de mail. Gogoașe, fă-i cu Arond. Ce? Vezi că se poate cu Arond? Mulțumesc, șeful. Trăiți, om. Trăiți, tot respect. Vezi că faci mie coadă de maimuță și mă vază mie toți pe unitate că am eu coadă de maimuță. Unde vezi că am eu coadă de maimuță? Băi, deșteaptul, dacă era să-ți găsești pe cineva, până acum o făceai. Dragi, că nici măcar n-am căutat.
Fă-mă tu pe mine, Anaibu, și o să-ți umplu cortul ăsta de mascul feroce. E de ajuns să ies la vânătoare și... Și când te-ai trezit, era dimineață. Tot la mine o să te întorci, ascultă ce spun. Da, te las să o faci tu pe deșteapta. De n-o să stai tu venele, fraiere. Mă, pupă, zăbatul nu e zdravă în la cap, mă. Mă, dacă verifică ăia, mă. Stai, mă, liniștit, Chiorete. De-aia nu mai pot ăia de la NATO, că am scris eu în prezentare că sunt businessman. Păi și atunci de ce ai scris? E uite așa la Sanchi, ca să dea bine. Că cine știe ce franțuzoaică sau englezoaică îl vede și... E, o să-ți trimeață un mail din ăsta și atunci o să vorbiți limba gimnastică. Alo! Vede capul tău, lasă-mă, Chiorete, că mă descurc eu! Păi, te pomenești că... E, pă, dracu! S-o fi auzit și la Bruxelles ce macho men sunt! Trașcă! M-ați chemat? Da, ia, vină încoace și traduce mie mesajul ăsta. Când n-am ochelarii de calculator la mine. A. E de la o admiratoare, nu? De la unu, nu de la una. De la unu? Păi șterge-l, Trașcă, șterge-l, dă-i delete, fă-i ceva! Ce mama dracu, mă, fi intrat în Europa, de nici chiar așa. Ups, de la unu, ce tupeu, hai! La revedere! Eject! Eu îl șterg, dar să știți că tipul ăsta vroia să vă propună o afacere. Ce? Lasă-l! Lasă-l! Ce afacere Trașcă? Păi zice așa că este om de afaceri ca și dumneavoastră, mă rog, aici se înșeală, și că are blocați într-un cont la o bancă în Africa de Sud 200.000 de euro. Mamă! Și că nu poate să deblocheze banii până nu plătește o amendă. Și dacă îmi plătești tu amenda, dacă îi plătiți amenda, o să-ți dau, vă dă înapoi, dublu, vă dă dublu. Cât e amenda? Cât e amenda? 1000 de euro și mai zice că dacă îmi plătești amenda, o să te fac partener la afacerea mea, vă face partener. Ce afacere? Ce afacere? Ce afacere? Afaceri cu diamante. Cu diamante? Da. Gata! Zi! Întreabă-l când vrea banii! Întreabă-l când vrea banii! Hai, întreabă-l când vrea banii! Stai! Ce garanții îmi dă că nu e țeapă? Ce garanții? Întreabă-l, Trașcă, nu sta! Întreabă-l, garanții, ce garanții? Diamante! Păi, când fluier, ieși! Da, mă, ies! Vezi, poate nu ieși și mă bagi în gura lui șeful pentru 100 de mică? Te nenorocesc! Ies, mă, disperatule! Pleacă! Dar de unde până unde te face la pe tine partener? Pentru că știe că am valoare. S-a auzit până în Africa de Sud de pupăză. Te oftiști, mârlane? Nu. Ai pupăză, poate-i vreo țeapă. N-are cum, că îmi dă contul în care trebuie să-i plătesc amenda. Nu-i dau lui banii direct. Tu-ți dai seama, Chiorete? O să intru în afaceri cu diamante. O să fiu multimilionar ca Abramovici. În genunchi o să se întoarcă Ema la mine. Păi și-i trimezi banii? Bineînțeles. Și dacă nu te mai caută? Eu trebuie să-l caut, mârlane, că am adresa lui în mailul meu. Țeapă! Ha!
Așa, o să fiu și eu sigură că primesc oferte. Ce cauți mai aici? Cum ce cauți, șeful? Pozezi cu ușa să nu intre vreun nebun la dumneavoastră în birou. Săruna șefa! Trei șeful! Ce-i Murlan? Cu cine vorbești, Treșcă? Cu nimeni, domn caporal. Mă uitam și eu pe niște site-uri de-astea cu întâlniri amoroase, cu gagicăreală, că acum, dacă tot sunt singur... Cu gagicăreală, cu cutare, cutare... Băi, dar le-a cu măscări? Nu, domn caporal, doamne ferește, sunt doar cu întâlnire atâta. Dacă vrei, îți pui poza aici și cine se uită la poză și te place, te sună și te întâlnești cu el. Sau cu ea, normal. Ai bă, Trașcă, dar macar e bune bagaboandele? Ha, bune, rău. Nu sunt bagaboante, domn caporal, sunt fete cu minți. Polițierul și neva magarule, băi, e toate măicuțe aia cu... Păi dacă apare pe așa ceva, asta nu e... Ăștia, bă, care găsești un gagic normal. Asta e putor, bă, asta e putor, dacă spun. Ia uite-o pe asta, ce nume are, iată, Focoasa. Zici că e înger. Ia-te, bă, să-i văd și eu poza lui asta, ia. Ai dat de dracu! Vandamei ai dat de dracu! Poți să-ți iei adio de la Ema! Ce, mă? Bă, 24 de ore, pupăză o să fie miliardar! Face treaba asta când special ca să o sufleție pe Ema! Pupăză miliardar! Mârlane, ai băut ceva? E pe bune, mă, dacă spui! Dar putem să-i oprim planul, mărșeaf, dacă mă asculți! Ia zi, mă! Las că te aringezi eu. Da, dacă tu afli care-i parola la căsa lui poștală, îi șterg adresa lui ăla, înțelegi, și lăsăm rupt în fund, bă, pâine în buzunare, sărac lipit. Plus, comemorezi eu adresa lui ăla și facem noi afacerea, mă, fraiere. Ne umplem de bani. După ce o să fii miliardari, îți dau, mă, și ție 10-15 diamante acolo ca să o siderezi pe Ema. Mă înțelegi? He? Să trăi, șeful? Să trăi, șefa? Mă scuzați de deranj, dar avem o mare problemă. Doamna locotenent vrea să se despartă de domn caporal Chiorete. Știi tu? Știu, șefa, știu! Am văzut o poză de ei postată pe un site de întâlniri amoroase. Ce, mă? Nu mă credeți? Atunci ai intrat pe internet pe www.cupid.on. Acolo e! Este mamică? Este, George. Este deschis deja. Deci cu asta te ocup, mătăluță, la birou de n-ai timp să... Trașcă! Ieși! Ieși! Treci! De când accesezi, mătăluță, site-uri din astea? Eu nu, mamică, nu... Îți cauți cumva altă nevastă? Nu, doamne ferește! Hmm? Aha, te-a prins perfitul! Să trăiți! Iepuraș! Ce căutați aici? Tu ce caz faci? Și ce-i fac cu negreala aia pe fața ta? Mi-am dat cu un omol. Antiromatism, că nu mai sunt tânără. Unde-i fa Dezirica? Dezirica? Ce să caute aia aici? Să... Draci, damnează! Aia s-a cat. Mârlane, n-am putut să aflu parola, dar m-am liniștit. Pupăză nu mai are cum să ajungă în patul lui Ema, nici în visele lui. Poate să fie miliardarul miliardarilor. Bă, dar prostiști, bă. Prostiști. Ăla până de seară îți suflă gagica. N-are cum, mă, că l-am anihilat preventiv. Bravo, aia ce-ai făcut?
Bă, tâmpitule, și cum ai avut parola? Că te cer focul. Aaaa, miroase a bani! Ce-am pățit? Nimic, mă, uite! Beam amândoi cinstea ta că o să ajungi miliardar ca Abramovic și tu ai adormit. Hai, noroc, ia și... Da, să nu mai vrem, mă, că m-a luat de cap și așa. Ia, bă, și bea, bă, că pormă să ajungi om mare, plin de bani, nu-ți mai permis tu după ce ajungi mahăr să bei așa. Trebuie să ai prestanță, bă! Păi ce o să fii, ditai, băi, miliardarul, să te răstești ca porcul la boschet după o jumătate de vot ca ea? Ia, mă! Așa, păi, frate. Bun, mai ia! Ia, mă, cu cât îți mai permiți, că porc... Bagă, că-i bună! Dă, prietene, să beau și eu, că... Bă, am greșit mult față de ea, mă. Mărlanul... Nu? Mărlanul din mine a îndepărtat-o și a fost singura mea iubire. A fost. Gata, pupăzacu, las-o. S-o uităm că mai există și alte femei pe lume și mai de dincolo de femei. A mai bine să vorbim de internet, bă. Internetul ăsta e o altă viață, bă. Tu intri pe internet, nu? Intri că ăla... Cum e cu mail-ul ăla, bă? Arată-și mie cum intri, cum deschizi mail-ul. Ce? Tastezi parola, bă, și gata. Păi ia, mă, cum tastezi parola, că sunt și eu curios. Bă, las-o naibii, bă, că n-am chef de net acum. Tu nu vezi în ce hal sunt? Cum ai putut, bă, să-i frângi inimioara aia de zâna lui Emma? Eu? Cum, mă, bestie nemernică? Nu. Trebuie să îi ceri iertare, bă. Da. Acum. Ah, nu mă arată mie parola. Trebuie să mă duc la ea și să-i cer iertare. Și trebuie. Mai bine, mai devreme decât niciodată. Așa o să fac pentru că sunt un bărbat adevărat. Pupă. Fii om, pupă, să fii om, arde-te-ar focul. Acum te-a găsit să te duci să... Prost să fii, noroc să ai! Mă, tu ești complet nebun? Îți spun că n-am auzit în viața mea de site-ul ăla! Cum naibii să-mi dau întâlnire? Bazilica, nu ți-e rușine, mă minți în halul acesta. N-ai auzit, ai? Ia, veniți o coa cu mine, să-ți demonstrez eu niște chestii. Ia, veniți o coace, Bazilica, păi da. Hai, ia dă-te un flat, vei daci. Da-ți un pic, șef, că e ceva important. Dacă-ți bag una, dacă nu te termin. Ce-ați făcut? Stai că-ți iau ochiul pe palmă, poți să intri mai târziu. Poftim! Cine mintea cu ingrato? Cine? Wow. Ceva! Nu dai și mie adresa că să corespondez și eu cu dumneavoastră pe internet, că știu și eu să scriu. Nu ai plecat? Am dispari. Ah.
Ce-i mă cu tine? Emma, am fost un porc și un măgar cu tine. Și? Ah, și a venit să spun că... Dragă, te-ai negrit de supărare că n-a venit musculosul la întâlnire? Nu, luază tristă. Mi-am pus o mască cosmetică ca să arăt mai bine la întâlnire. Tipul trebuie să apară. Mi-a dat mesaj. Ieși! Domnișoara Focoasă? Chiar ea, în carne și pasiune. Am înțeles. Cântată de cunoștință focoasă, o să arzi în flăcări! În flăcări o să arzi, înțelegi? Nu, și cluza mea! De ce ai pus pătrat acolo? Hai mă, tâmpitule, măcar o dată lasă-mă și câte ahar de... Te rog frumos! Uite, te ating ușor cu deget, cum îți place ție! Mersi, Doamne! Ai văzut, bă, nărodule, că m-a descurs și fără tine am intrat singur. Foarte bine, bă, mârlane. Hai, dacă te-a ridicat, ce-ai făcut, idiotule? Ce să fac, mârlane? I-am șters mail-ul. N-ai zis tu că numai așa poate rămâne pârlit? L-am lăsat pârlit. Hai, ce să câte ceva, câte pârlit, dar pârlit m-a lăsat și pe mine. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Sunt ingrată, în zi! Nu ești Ubi! Asta e! Da, dar din cauza lui ăsta! Dar n-am intrat eu, mămică, pe site-uri de-alea! Asta am înțeles, mă! Dar de ce umblă alții în calculatorul tău? Pandame, de ce intră alții în calculatorul meu, mă? De ce intră pe ea? Din cauza lui ăsta! Au! Vino, hai ce mă tâmpitule! Ce vrei, mârlane? Da? Nu e greșeală. Gata? Ce puternic hai. E un chimiu. Poc. Ah, forța, frate. Știi tu? Știu, șefa, sigur că știu. Am văzut cu... Puh. Știu... Știu, șefa, sigur că știu! Hai zi de la început, ca să-ți...
Știu? Știu! Sigur că știu! Nu te uita la mine când spui treaba asta!